zic că așa a venit? Nu încă. Păi du-te înapoi, vezi dacă nu cumva a venit întregim. Haideți, domnule Sârge, că tocmai de acolo vin. Relaxați-vă. Mi-a promis Ariana că atunci când apare prințesa, vine cu ea aici și vă prezintă. Mi-o prezintă? Da, și calmați-vă, că și ea e om la fel ca și dumneavoastră. Să rămân alteță regală, slujitorul dumneavoastră, Omil, până la sfârșitul viețicioare mele astea împuțite. Știu pasajul, nu spuneți, e... E apus de lună de Barbu Ștefănescu de la Vâlcea, nu? Avem spectacol de 1 decembrie, zice șeful că bă, și niște carăți de-ale. Bă, te nebunesc, ți-ar carăți de-ale, drag, mai potolește cu carățile astea, că mi-ai umplut unitatea de handicapați, numai mâini și picioare rupte și capete spargă. Dă-i drumul, Daci, marge afară! Idiotul! Ești că de grăb! A venit, mă? Încă nu, șeful, dacă vine mi-o prezintă. Ție. Da, să trăiți, am niște emoții de... Trebuie să mă chiar la vice. Băi, dar e sigur că ea este? Normal, șeful, păi am fost la ea la palat, cu Ariana. Ce mare palat? Da, domn caporal, păi da, e prințesă. Și stă singurică în dita mai palatul, în mijlocul unei păduri imense. Minte, șeful. Eu nu cred că dita mai prințesa stă ea singurică într-un dita mai palatul. Taci, bă, din gură. Cine are palat? Prințesa, șeful. Și stă singurică în el. V-ați scos. Sergent, sper că nu vrei să te dai la ea. Eu, șef, cum să întâlnesc eu un amărât de sergent să mă dau la dita mai prințesa, dar să poate așa ceva? Mă rog, dacă o prinde noaptea pacii și e frică să meargă singură pe pădure până la palat, eu sunt gata să-i ofer patul meu cu cea mai mare, o duc la lui, dormitor ceva e. Păi tu ai nebunit? Să nu te prind că o stresez cu avansurile tale libidinoase, că te crâng! Tu nu te uiți la tine, mă? Păi ce ai tu față de prințese? Da, ce vorbe, ce-am, eu ce-am, ce-am. Că dacă ce-am, ce n-am față, am sentimente, că și eu am sentimente, să știți. Că e sentimentele mai presus de orice. E ca în frumoasa și bestia, ca în șirec, ca în... Dar ce vă spun eu de toate astea? Că n-ați spus în viața noastră mâna pe o carte de un roman de dragoste, cum e astea cu care mai mă cunosc eu. Bucoașe, tu te vezi dacă a venit femeia, că bau, iar m-a luat emoția. Ce romantic e. Eu să mă duc. Și dacă e prințesă, mă, ce mare scofală! Parcă n-ar fi femeie. Ce, parcă are 3 sâni sau 2 funduri. Dacă i-ați vedea inclusiv pe ai voștri cum așteaptă ca niște cățeluși să o vadă, n-ați mai vorbi așa. Fetelor, haideți că vine! Cine vine, Chiorete? Prințesa Mumică, nu vreți să o vedeți? Nu, Chiorete, și nici tu nu vrei. Ba, eu vreau, Mumică, eu sunt curios. Da? Ba, nu ești curios deloc, Chiorete, deloc. Ba, sunt curios, Mumică, ca să o văz și eu în carne și oase. Aha, deci vrei să o și pipăi acum. Dar de ce că ce-ți veni? Păi cum, mă? Dacă nu pui mâna pe ea, cum o să simți tu că e în carne și oase, hă? Mămicinosule, mă! Mă, să-ți dă neva să ieși tu din cortul ăsta până pleacă aia, că nu știu ce-ți fac, Chiorete! Sar la... Ce-ai, dragă? Stai așa! O vede și el și... Nu? Lasă să vadă pupăzal tău, Emma. Că avea dreptate, iepuraș. Ce ai zis, facă, dacă nu te târnui? E, nu că exagerez, pe cuvântul meu. Omul n-are nicio intenție să... Nu? Nu. Da? Păi și atunci de ce a spus imediat că e singurică și disponibilă? Da, nici măcar n-am spus eu treaba asta. Pupăză, a zis așa, într-o doară. Pupăză! Bă, nu știu dacă chiar Pupăză a zis-o sau a zis-o într-altul, nu știu. Pupăză, ce-i drăguță, nu mai ești relaxată? Crop. Hai mă, iubisul, vedem și noi. Nu vedem nimic, Chiorete. Până nu pleacă aia, nu miști piciorul din cortul ăsta, ai auzit? Asta dacă vrei să mai ai loricică. Da.
Bă, să mor eu, ne agităm de parcă ar veni președintele Americii. Mai tași, bă, că pentru ăla nu s-a agită nimeni. Nu, pe bune, șeful. Mare șmecherie acum. Ce dacă e prințesă? E o fată ca oricare alta. Eu dacă aș vedea-o pe stradă, aș agăța-o fără niciun fel de problemă. Wow! Și cum ați agăța-o, domnul caporal Casanova? Cum aș agăța-o? Păi fii atent, băi, fraiere. M-aș duce la ea cu tupeu, pentru că și acum, dacă e prințesă, ce dacă are castel? Domnul caporal! Bună, iubi, ce faci? Bună, iubi, eu fac bine, tu ce faci? E, ce să fac? Uite, le explicam... Auzi, nu vrei să mergi cu mine până afară să-mi explici și mie? Ce, iubi? Păi, ce le explica și lor? Păi eu mă refeream la... Hai! Hai, mă! Stai, dragă, că nu e chiar așa! Cum? Să trăiți, mă! Idiotule! A venit, mă! Da, să trăiți. S-a dus Ariana să o ia de la poartă. E aici? Da. Emoții. Deci așa, mă, dacă nu îmi spunea iepuraș. Iubi, aia bate câmpii. Știi doar că vrea să ne despartă. Doar nu-ți imaginezi cumva că... Vede poza că fac pe mine. Cum aș putea eu să renunț la tine pentru o prințesă oarecare? Tu ești prințesa mea. Tu ești... Dă-te pupă să mă așteaptă prințesa. Iubi? Eu sunt prințesa ta? Da. Păi atunci înseamnă că nu mai e nevoie să vezi alta. Nu? Da, sigur. Dar nu vrei totul să vedem? Nu! Mai bine mergem la Lori și jucăm o carte. Ce zici? Că e și Chiorete acolo. Bine, hai. Scuze, m-am crezut că vine sergentul. Să mergem să jucăm o carte. Hai, sergent, ce-ai rămas așa în ușă? Nu tu vrei să o cunoști pe prințesă? Sergent Mirlanu Ferdinand. Briana Caragea. Lumineția voastră! Sergentă, ce faci? Ce să fac? Dau onorul pentru dumneavoastră, că dumneavoastră meritați tot ce mai bun pe lume! Sergentă, ok, hai, lasă, ridică-te, ești simpatic. Ești simpatic. Mă scuzați o secundă, știți emoțiile. Dar cu ce ocazie numirea noastră unitate alteță? Am un proces pentru retrocedarea unui teren aici și Ariana mă reprezintă. Nu te duci, mă! Mă duc să fac pișuri. Da? Aici. Poc, mă, Luricica, că sunt oameni ăștia. S-aude. Ce să spun? Parcă ei nu știu cum se aude pipiu. Hai, lasă, că și ei fac tot la fel. Mă, Luricica, că nu pot să fac aici. Mă duc afară. Chiorete, dacă pleci de aici, pe mine nu mă mai vezi. Clar? Luricica, tu ai nebunit. Tu nu înțelegi că eu fac pe mine. Bine, mă, bine. Du-te. Du-te și să o vezi pe aia. Dar la mine să nu te mai întorci, Chiorete. Ești un trădător și un insensibil, mă! Bine, dragă, o să șed aici până o să-mi pocnească vezica! Să-mi pocnească, auzi! Poc! Poc! Auzi, e vezica mea! Să dea naiba să-ți pocnească vezica, să ne stropești pe toți cu pipi, că nu știu ce-ți fac, Chiorete! Treci mai lea și pe pipi acolo! Treci! De capul meu! Eu mă duc să... Nu te duci nicăieri, nici tu! Stai, iubi, că mă duc să dau drumul la muzică să poată să facă la pipi liniștit, să nu se mai audă, nu? Ia zi, făi, învață-mă și pe mine, cum să o abordez, cum să o iau eu așa, să o fac să mă placă și asta până diseară, că mi-e terceală că pleacă vorba. Șeful, eu zic să-i spuneți verde în față că vă place de ea.
Ai, fata lui Verde Împărat! Nu șeful, adică să-i spuneți Frank. A, păi zi fă-i așa că e fata lui Frank Împărat, nu al lui Verde Împărat, că mă făceam și dărăs la femeie. Dar hai o să rotunjelul uflatul. Ai grijă că dacă îl bași prea mult în seamă, nu mai scapi de el. Auzi, de când auzi că ești prințesă, se crede numai prinț. Dar poate chiar a fost, poate o fi. Poate l-a transformat vrăvrăjitoare în buflatul ăla transpirat. Auzi, dacă te mai invită să vedeți unitatea, încearcă să-l pupi, poate se transformă înapoi în prinț. Ce-ați făcut, șeful? Nu mă place. Oh. Oh. Că-s ca ăla de Frumoasa și Bestia. Aoleu! Că trebuie să mă pupe ca să mă transform în prinț și... Exact, să mă pupe! Ia venit o idee! Auzi, făi! Mai ai poza lui Vrăjitorul din episodul 168? Da! Dar n-are moacă de idee, are moacă tot de om, nu de șoarice cum s-a transformat el atunci. Om, șeful! Păi de drumul până în dormitor, stai-o și mie, că-mi trebuie, am eu o idee! Pupăză, Chiorete, haide-mă că am nevoie de voi. A plecat prințesa? Nu! Atunci nu pleacă nicăieri. Chiorete, ce ai făi? Ce ai ajuns tu să comanzi la mine în unitate? Caporali, drept, în colonarea tot mine făcămași. Tăricica, dacă nu execut ordinul, mă împușcă. Vă jur că așa a fost. Știu că pare incredibil, dar până nu se îndrăgostește o prințesă de mine, nu mă transfer la loc, nu sar pe vraja. Vraja. Dacă sunt vrăjit, că am fost un timp mișto, extraordinar, tu te să arătă o poză cu mine când eram eu nevrăjit. Ia uite ea. Băiat fain, frumos, dar altfel. Dar m-a transformat nenorocită în grasul ăsta transpirat și lipidilos care sunt acum, un fel de jrec. De, și prințișorul avea și castel. Am avut, dar am și acum, dar l-a transformat nenorocită în unitate militară. Și pe slujitorii mei curtenii care era, i-a transformat în obiect, exact ca în Frumoasa și Bestia. Pe cuvânt, dacă nu mă credeți, hai să vă arăt, uitați, poftiți pe aici. Poftiți! Poftiți, Duduia, prințesă, poftiți! Voi la! Dumnealui e domnul Sfeșnic și dumnealui e domnul Ceasornic. Ei e foștii mei valeți, foști boier Pupăză și boier Chiorete. Bă, stai, dracu, cu lumânarea, că-i dai foc lui boier Chiorete, ce ai nebunit? Duduia, prințesa asta de 7 ori pe zi dă foc la castel, a nebunit! Ce asta? Aici! E fostul meu cățel actual Taburel, ca să l-a transformat în orășita de vrăjitoare. Da-i dacă îți faci pe mine, marci de aici, că nu stâlp! Las loc! Doriți un ceai? Dumnea ei e doamna ceainic. Fostă boireasă e proașă. Acum, mă credeți? Doset! Prinț! Stăpâne! Nenorocire! Am mai căzut o petală! Vai! Ce mă fac? Ce mă fac? Nu mai am mult timp la dispoziție. Frumoasă! Când o să cadă și ultima petală, blestemul va rămâne veșnic și eu voi rămâne per total șerec. Sărută-mă odată și sparge, rupe blestemul. Hai! Hai, unde naiba sunt eu? Ce? Sunt la jugarul aici? Ce se întâmplă?
Unde sunt camerele ascunse? Nu e nicio cameră, crezi că nu ne arzi de farse, dragă? Pupa mă odată să rupe blestemul, vine ar mama lui! Bine, mă, haideți că-mi sunt de simpatic. Marta, aici, bravo! Aha! Deci asta era ordinul, Chiorete, hă? Să te pup cum ajam! Dar nu m-am pupat eu, pupăză! Pupăză! Ia margul, mă! Vai, Chiorete, mă! Mă, consoliți-vă panoramelor, că toți stați locul ăsta, uite ce faceți! Să vă nenorocire! Briana! Nu pleca, băbică, iubirea mea! Prințet, nu m-ai sărutat, blestemul nu s-a rupt! Așteaptă-mă! Te rog eu, pupă-mă și pe mine, ce te costă? Bine, mă, hai că m-ai exasperat. Și acum de ce nu te transformi? O, că mă transform, ce nu mă transform? Mă transform, dar nu mă transform că eu fac urât când mă transform și nu vreau să te sperii, să rămâi șocată, Doamne ferește, dar mă fac, uite, ca asta din poză, dar ce? Unde mama naibii am pus-o? Ca asta mă fac, ia uite ea. Vezi frumos aia? Așa că o să mă duc eu afară pe hol să mă transform și viu după aia, mă aștepți aici, da? Asta nu e sănătos. Bă, ne-am înțeles, da? Uh-huh. Intri înăuntru. O sărut pasional. Bă, un mozol, două cel mult. Că-l mintereți un plumbotul de pom. După care, faci și niște chestii de alea cum că te transform iar în gras urât și libidinos. Dar îi spui, mă înțelegi, pe cale bucale îi explici. Mă transform în gras. Și fugi. Adică nu fugi, dispari, mă, dispari, dar cum dispari? Cu fum de alea, cu explozii, cum faci tu vrăjile alea ca să fie de efect, mă înțelegi? După care intru eu, clar? Clar. Ia bănuțul și mersi frumos. Păi tu ai vrut să am costum de prinț, nu? Ia mă și pentru costum. Și pentru coroană? Ia și pentru cizmolițe? Uite. Arzi-te ar focul! Ia-i pe toți, mă, dar du-te odată, mă nebunești! Acum o să mă concentrez mai bine. Avea cu ce să concentrez mai bine. Șefu, dar nu trebuia să iasă de mult? Eu zic să intrați. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Asta... cine e? Asta e... E vrăjitoarea! Da! Știi, atunci când s-a rupt blestemul, cred că a luat înfățișarea mea. Uite ce hidoasă e, ce mare și ce transpirată. Vai nebuneaș! Tăricu, vai pe joacă! Să fugim, Briana! Păi, să fugim! Și bun sunt! Iubi, pot să vin și eu în pat lângă tine? Nu, mă! Ce, vrei să-mi dai foc? Ai vrut să fii sfeșnic?
Stai acolo și te rog frumos, stinge lumânările alea că vreau să dorm. Hai mă, Luricica, primește-mă și pe mine, pas să dorm lângă tine. Nu, și ești naibă afară din corp. De ce, Luricica? Uite așa, pentru că sunt sigură că o să-mi tică în cap așa toată noaptea și sigur mâine dimineață suni și mă trezești odată cu găinile. Așa că, Valea, hai, ieși afară, Chiorete! Ieși! Eu nu cred că Dita mai prințesa care stăia în Dita mai palatul, în Dita mai pădurea stufoasă, stă și singurică. Cum n-a zis Zamzu. Da. Ah, și că pădurea da. Imensă, imensă și mare și imensă. Da. V-ați scos? Sergent, sper că nu vrei să te dai la ea. Să mor tu! Am da? Clar, nu? Exact, dar un pic mai clar. Parcă a fost în... Ia uite ea! Ce plajist drăguț! Era băia faiță nebun! Ce plajist drăguț! Ha ha ha!